Probabil pielea este unul din primele aspecte observate de noi atunci când ne uităm la o altă persoană. Adesea, pentru a avea o piele frumoasă, oamenii cheltuiesc sume enorme de bani, procură creme și proceduri cosmetice extrem de costisitoare. Dar conform părerii specialiștilor, calea spre o piele sănătoasă nu presupune deloc practicarea procedurilor cosmetice foarte scumpe, ci alegerea cu grijă a produselor pe care le consumăm. Adică, pentru a avea o piele sănătoasă, trebuie să ne alimentăm echilibrat. În acest filmuleț am făcut o listă de alimente adorate de pielea dumneavoastră și datorită cărora veți arăta la 100%. Vizionați filmulețul până la sfârșit, va fi interesant, util și sănătos. Să începem! Primele alimente din lista noastră sunt legumele de culoare verde și portocalie. Asemenea produse, precum ardeiul, morcovul, dovleacul, avocadoul, spanacul și multe alte legume frunzoase, conțin beta-caroten. La rândul său, această substanță contribuie la procesul de reînnoire a celulelor. De asemenea, în legumele respective se conține un asemenea antioxidant natural puternic, precum vitamina A. Vitamina respectivă este liposolubilă. Când consumăm legumele, surse ale acestei vitamine, se recomandă să consumăm împreună cu ele o oarecare cantitate de lipide. Aceasta poate fi, spre exemplu, ulei de floarea soarelui, pe care îl punem în salate. Putem consuma și nuci, cu același scop. Insuficiența beta-carotenului și a vitaminei A în organismul nostru va cauza permanent microinflamații ale pielii. Cu timpul pielea poate deveni uscată, rănile se vor vindeca cu greu, de asemenea poate apărea un semn caracteristic, crăpăturile, în colțurile gurii. De aici trecem la următorul produs din lista noastră și anume la nuci. Nucile sunt o sursă excelentă, în special de o asemenea substanță precum vitamina E, care este încă un antioxidant minunat. Vitamina E va împiedica procesele de îmbătrânire ale pielii. Pe lângă aceasta, participă la formarea barierei de protecție împotriva razelor ultraviolete. Desigur, știm că în zilele noastre, bronzul este simbolul pielii și sănătății ideale. Dar partea nocivă a razelor solare este că mult soare este dăunător pe termen lung pentru piele. Una din cele mai bune surse de vitamina E dintre toate nucile este aluna. Iar dacă luăm, spre exemplu, miezul de nucă grecească, acesta reprezintă o sursă extraordinară de omega-3, care de asemenea este foarte benefică pentru sănătatea pielii noastre. Pentru pielea noastră, de asemenea, este benefic consumul de pește și de produse de mare. Este preferabil să consumați pește gras de mare, acesta fiind bogat în aminoacidul omega-3. Pe lângă aceasta, produsele de mare sunt o sursă excelentă de zinc. Ambele aceste substanțe luate împreună sunt extrem de necesare pentru procesele de regenerare a pielii și pentru restabilirea fibrelor colagene. De asemenea, consumul de pește și de produse de mare este o metodă excelentă de profilaxie a aterosclerozei. A fost de mult remarcat că adepții dietei mediteraniene suferă mai rar de ateroscleroză, anume datorită faptului că în alimentația lor sunt prezente legumele frunzoase, miezul de nucă grecească, peștele și produsele de mare. Profilaxia aterosclerozei va avea o influență extraordinară și asupra sănătății pielii noastre. Nutriția pielii va fi mai bună, pielea nu va fi atât de uscată și se va îmbunătăți decurgerea proceselor metabolice prin cele mai mici vase capilare. Zincul este un remediu excelent antiinflamator și ne va ajuta în lupta cu acneea și coșurile de pe față. Următorul produs obligatoriu pentru a ne menține pielea sănătoasă este apa. Probabil, acesta este punctul esențial pentru pielea noastră. De fapt, apa reprezintă 3 pătrimi din componența organismului nostru, anume pielea hidratată arată sănătos, în timp ce pielea uscată arată bolnăvicios. Hidratarea suficientă îi oferă elasticitate și flexibilitate. Se recomandă să bem 1-2 litri de apă în decursul zilei. Nu merită să bem mai multă, deoarece dacă vom consuma câte 3-4 litri de apă, nu vom obține nimic decât o urinare mai frecventă. Dar pentru un adult, o cantitate zilnică de 1-2 litri de apă, aici nu mă refer la sucuri sau ceaiuri, ci anume la apă pură, consumată între mese. Deci, această cantitate va contribui excelent la întinerirea organismului nostru, la faptul că ne vom simți bine și la sănătatea noastră în general. Încă o categorie de alimente benefice în acest context sunt produsele bogate în vitamina C. Vitamina C este încă o substanță extrem de importantă pentru sănătatea pielii noastre. Știm cu toții foarte bine că vitamina C participă la formarea imunității noastre, că este bună în calitate de mijloc de profilaxie a aterosclerozei. Desigur, toate aceste funcții sunt extrem de importante.
Dar această vitamină este de asemenea foarte importantă și pentru pielea noastră. Din acest motiv, trebuie să consumăm acele produse alimentare în care se conține vitamina C. Ferește că aici este vorba de citrice, portocale, mandarine, grapefruit-uri, pomelou. Dacă ne referim la legume, aici putem menționa ardeiul bulgăresc și tomatele. Tomatele sunt campioni printre legume după criteriul conținutului de vitamina C. De asemenea, foarte bogată în vitamina C este kiwi. Multă vitamina C se conține în varza murată. Printre altele, varza murată este unul din cele mai benefice produse alimentare pe care le avem pe rafturile magazinelor noastre, deoarece va contribui excelent la recuperarea nu doar a pielii, ci și a intestinului dumneavoastră. Bifidobacteriile deosebite ce se conțin în varza murată vor fi foarte benefice pentru sănătate, dar nu trebuie să mâncăm citrice în exces. Cu toții știm că în cazul în care mâncăm prea multe portocale, putem avea eczemă. Diferite surse indică diferite norme zilnice de vitamina C. Pentru un adult, putem întâlni valoarea de 40 mg, 50 mg sau în unele surse este menționată valoarea chiar de 90 mg. Totul este extrem de individualizat. Din motivul că vitamina C este solubilă în apă, să avem un supradozaj este mai dificil decât un supradozaj de vitamine liposolubile. Iată de ce nu trebuie să vă temeți de ea și cantitatea zilnică recomandată pentru a fi consumată este de până la 100 de mg. Următorul produs din lista noastră este carnea și ficatul. Aceste alimente sunt extrem de bogate în asemenea substanță precum vitamina PP. Vitamina respectivă participă extrem de activ la metabolismul celular. Acele persoane care suferă de insuficiența vitaminei PP pot avea anumite semne distrofice la nivel de piele. Pielea poate să se usuce, să se decojească și chiar să se inflameze uneori. Mai există și alte surse ale vitaminei PP. În cazul de față mă refer, spre exemplu, la drojdia de bere. Desigur, nu recomand să consumați bere în exces și la ciuperci. Fiți de acord, ciupercele sunt o modalitate mai sigură de a obține vitamina PP decât berea. Încă un produs alimentar de care este îndrăgostită pielea noastră este varza, precum și toate legumele frunzoase. Deja am povestit pe scurt despre beneficiile verzei murate pentru piele. În acest produs alimentar se conține vitamina C în abundență și foarte multe bifidobacterii benefice, dar varza murată conține și vitamina K. Alte surse ale vitaminei respective, brocoliul, conopida, varza de Bruxelles și, desigur, varza albă de căpățână. Anume, vitamina K va contribui extraordinar la metabolismul în sesutul nostru conjunctiv și, în particular, în pielea noastră. De asemenea, trebuie să ținem minte că vitamina K este liposolubilă, adică pentru o asimilare mai reușită, trebuie să consumăm ceva gras odată cu ea, fie că e vorba de nuci sau de ulei vegetal. Vitaminele hidrosolubile și vitaminele liposolubile. Toate vitaminele se împart în două categorii, vitamine hidrosolubile, adică solubile în apă, și vitaminele liposolubile, solubile în grăsimi sau lipide. De fapt, este foarte ușor să ținem minte această clasificare. Există doar 4 vitamine liposolubile, D, E, K și A. Este suficient doar să memorizăm acest cuvânt, DECA, și nu vom uita niciodată ce vitamine se dizolvă în grăsimi. Trăsătura distinctivă a vitaminelor liposolubile constă în faptul că, după cum am mai spus, când le consumăm, trebuie să mâncăm ceva gras pentru o asimilare mai bună a acestora. Pe lângă aceasta, o altă trăsătură distinctivă a acestei categorii de vitamine este proprietatea acestora de a se acumula în organism. Să avem un supradozaj de vitamină hidrosolubilă este mai dificil și mult mai puțin probabil, deoarece vitaminele hidrosolubile nu se acumulează în organism, se elimină repede și volumul lor niciodată nu va ajunge la un nivel critic, iar supradozajul de vitamine liposolubile este posibil. Desigur, este complicat, trebuie să depuneți un efort mare pentru a ajunge la o asemenea stare de supradozaj. Trebuie să consumați suplimente alimentare în exces, depășind de mai multe ori doza zilnică timp de o perioadă îndelungată. Totuși, nu trebuie să subestimăm aceste riscuri. Toate aceste procese au nevoie de echilibru și de abordare rațională. Și cam atât pentru astăzi, prieteni. Vreau să vă felicit! Din tot gunoiul informațional care există pe YouTube, ați dat click și ați urmărit până la capăt un episod cu informații utile. În schimb, ca o mică mulțumire, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați dacă încă nu ați făcut-o, deoarece urmează multe alte episoade interesante, utile și sănătoase. Pe curând!